that other picture. Aspetta, passa mai, cum să mă treceți la voi, dar nu știu, fiindcă trebuie să-mi adun documentele care am stimă, un pachet, cum să zic. Să le... Trebuie să întrupesc cuvântul, vorba cuvântul, cu document. Dacă sunt discuții și îmi faceți onoarea la revedere, eu ar trebui la 12 să fiu la Academie. La Academie. Deci, dacă ar fi discuții, este mai mare care era votat acum. Domnul Ion Constantin, cultură și rezistență, pornează în pătrul extremului totalitar comunist pentru la solidarității. Interesant. Va rămâne la coadă. La ultima comunitate din segmentul acesta de pe partea dumneavoastră, cel care este domnul Mitriciu, după aceea am cu rugămintea de a avea 10-12 minute. Cam așa, dacă vă puteți înscrie. Foarte... Da, mulțumesc frumos, domnul președinte. Sigur, tema comunicării mele se referă la o paradigmă aplicată cu succes științific în cadrul strategiei de politică liberală a Institutului. Până să precizez conținutul analizei, vreau să îi mulțumesc domnului profesor Tucean că am devenit, că m-am primit în echipa din Minsalem în 1997. Public, cum spunea cineva, vreau să-mi rezumesc acest lucru și mai mare onoare să fiu membru al Corpului Științific al MST. Îi mulțumesc pentru încrederea care mi-a acordat-o și poate că nu l-am dezamăgit și am încercat să trăim împreună cunoaștere, cum spunea Alba. Sigur, trecând la o analiză concretă a celor trei volume pe care le-am avut în vedere, colegul Florin Abraham, Transformarea României 1989-2006, vorba factorului extern, domnul ambasador Vasile Buga, Pusul Dintreiu, URSSN, Bucar Gorbaciov și, nu în ultimul rând, lucrarea domnului cercetător Dan Cătănuș, tot mai departe de Moscova, Politica externă a României 1956-1965, am încercat, studiind conținuturile structurale și ipotezele de lucru, abordările analitice ale acestor lucrări, să surprind, practic, o linie de forță, un film roșu, care se referă la marile puteri, la centrele de putere, fiindcă centrele de putere sunt jucătorii geostrategici determinați, sunt polii majori care determină evoluțiile sistemului mondial modern într-o perioadă de bipolarism, cum au reflectat lucrurile colegilor Buga și Cătănu, sau într-o perioadă, cum spune Florin, de unipolarism, dacă bine mă aduc aminte, un unimultipolarism cu o putere singuratică. Cartea analizează determinațiile raporturilor internaționale și efectele lor asupra României până în anul 2006. Ceea ce vreau să spun în viteza cea mai mare, cum se spune, în armată, dacă le iau punctual, lucrarea colegului Abraham are un capitol destinat special relației României cu marile puteri,
capitolul 4, dumnealui își propune, practic, o analiză și o radiografie a implicații politicilor de putere asupra mediului intern, dacă am înțeles bine, dar eu am încercat în această schiță de cercetare pe care și-a propus, aceste ipoteze de lucru, să încerc să extrag, practic, care au fost proiectele marilor puteri față de Europa de Est și efectele lor asupra mediului strategic al vecinătății imediate sau îndepărtate a țării noastre. Studiul începe cu rolul factorului american din perspectiva unui arsenal sau aparat metodologic, mi se pare deloc dubil că folosește această idee sau temă legată de imaginarul colectiv, de percepția românilor asupra ceea ce înseamnă o mare putere, un anumit spațiu de cultură și civilizație, este cazul american, german, francez, rus sau englez. Și aici, practic, alternează această analiză legată de tendința Statelor Unite de a contribui la o democratizare reală a Europei de Est și, în ultimul rând, a țării noastre, într-o asociere cu marile proiecte geostrategice sau geopolitice americane, pornind de la Brzezinski, pornind de la acea chestiune legată de noua ordine mondială și cum s-a reflectat ea după primul război din Golf, și locul și rolul României, practic, dacă bine mă aduc aminte, în acea noua arhitectură de securitate imaginată de Richard Holbrooke în celebrul lui studiu Statele Unite, o putere europeană. Richard Holbrooke, însărcinatul cu afaceri și trimisul special al președintelui Clinton pentru problema iugoslavă, unde în acel decupaj geopolitic, practic România era în această cartare a Europei centrale, într-o zonă, să spunem, oarecum de sud-est și, practic, până la urmă, diplomația noastră, dacă bine mă aduc aminte, a extrapolat puțin în acea dilema dezbaterii de anii 94-95, de a încerca să oferă această interpretare politică, dar și din punct de vedere a unei realități, să spunem, geoculturale, țară centrală europeană aproape de Balcani. Destul de inteligent, zic eu, la ora aceea, în contextul unei dezbateri, nu neapărat academice, cât mai degrabă, de încadrare în profilul geopolitic și, sigur, aveam o miză foarte fierbinte legată de integrarea în Uniunea Europeană, am acordul de asociere și, sigur, integrarea în Alianța Nord-Atlantică, pe care colegul nostru, adică în conexiune cu interesul american, o tratează ca de altfel și un alt episod, acum încerc să interșanjez planurile, și problema tratatului de colaborare și bună vecinătate cu Uniunea Sovietică, în 1991, pune accentele critice. Deci nu este o analiză, dacă vreți, cumva radiografică, încearcă să observe care a fost, în primul rând, eu zic, lacunele de percepție are acolo la punct 4, dacă bine mă aduc aminte, această slăbiciune, lipsă de previziune în analiza diplomației și a factorilor politici din țara noastră că Uniunea Sovietică se va prăbuși. Sigur, eu n-aș fi atât de dur, fiindcă nici Brzezinski, nici Atticul, nici alți reputați cercetători ai fenomenului sau criminologi respectabil n-au prevăzut așa ceva. Și puțin doamna care a
Da, inclusiv. Și am ales. Bine, eu m-am preferit mai mult la școala anglosaxonă, da, fiind mai apropiat de, de partea asta, ceea ce mi se reproșează, mi se reproșează. Dar asta este afinitatea pe care avem unii sau alții. Lucru care făcea pe John Lewis Gaddis să spună că, la urmă, această absență a previziunii, a predicției, implozii Uniunii Sovietice, trebuia să ducă la falimentul disciplinei relațiilor internaționale, cel puțin a nivelului prospectiv al acesteia. Relațiile cu Federația Rusă sunt tratate just, echilibrat, fără bună și părtină, ca să spun așa. Practic, se pun accentele aspectelor legate de anumite sinuozități și tot așa în debutul analizei face acest excurs ancorat în percepțiile mentale colectiv de la rusofobie care ar fi dat într-un antisovietism, sigur, nu intru în detalii. Lucrul laudabil mi se pare că, dincolo de analiza unei retorici, cazul din 2005 mi se aduce, avem cu toții în cartea asta, sunt 2006, nu? Cu Rusia, la Crusesc și retorica actuale administrației, stat nedemocratic sau, pe urmă, replica președintelui la cadrul adunării parlamentare a Consiliului European, cum i-a răspuns un deputat, un deputat rus, că bine m-am gândit, legatul de regim de ocupație și simbolistica tot în mentalul colectiv român, colegul nostru încearcă să proiecteze un desen instituțional de legată de participația Rusiei în această strategică a regiunii extinsă a Mării Negre și are câteva sugestii în această direcție. Referitor la Germania, ca să mă opresc aici, fiind e această sabie lui Dan Montes, timpului, din perspectiva analizei relațiilor cu Germania, sigur, nu este o istorie diplomatică, de